Haideți să povestim un pic. Ea, în tinerețe, a îmbrăcat prima dată haina de actriță, mai degrabă de... La Constantin Tănase, la... La Constantin Tănase, Cărăbuș. Cărăbuș. Da. În 36, 34, nu mai știu, da, exact. Acolo. Dar acolo era figurantă. Figurantă, adică nu a avut un rol, era undeva în mulțime, în fetele exact. De pe scenă care dansau. Și... Da, era necunoscută, practic, nu, putem să considerăm o reușită pentru Maria Tănase, faptul că a reușit să ajungă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Da, pentru că, într-o notă de la Securitate, un informator în anii 50 spunea despre ea că n-a citit nici măcar 5 cărți. Deci, nu mințea. Nu mințea. Nu, Maria Tănase ea venea din Macalaua bucureșteană, da. Cu tată grădinar. Cu ea a renunțat la școală. Da. Nu era o intelectuală, uh-huh. acest uh-huh. punct de vedere. Uh-huh. Și adică e foarte greu să fi ajuns pe scenă, să fi fost o prima donă, să... adică n-avea datele unui artist de top. N-avea școală, n-avea, nu era șlefuită niciun fel. Și cu toate astea reușește. În acea lume a lui Constantin Tănase. Nu, nu avea datele pentru el. Corect. Da, păi, dar în micul ei univers pe care Sandu Eliad, Harry Browner și ceilalți îl dezvoltă, îl măresc de la un an la altul, da. Da, bun. Da. Ușor, este un alt univers, pentru că o altă lume. Are un talent deosebit. Învață și franceză, învață și germană, se autoeducă. Are iubit francez. Sigur că da. E simplu să înveți franceză. Bun. Mai târziu chiar și înregistrează un disc cu cântece populare în limba franceză. Am rugat francez să asculte. Mi-au spus că pronunță impecabil. Da? La fel de impecabil pronunța și cuvintele vechi turcești. Vai! Vai, ce episod impresionant la Istanbul în 1941. 41, da. Vă mărturisesc că e pentru prima dată când citesc despre restaurantul Taksim românesc din centrul Istanbulului, cea mai de succes cârciumă din Istanbul, din vechiul Constantinopol. Pe mâna unui român, Iorgulescu, cârciumar. Marin Iorgulescu, Mișu Iorgulescu. Mișu Iorgulescu, alintat de public, da. Cârciumar, tot așa, cu 4 clase din Alexandria. Da, da. Venit în București, mare cârciumar în București. Cele mai importante restaurante erau ale lui. În acel moment, bine relaționat politic. Și care, printr-un noroc, în sensul în care ministrul propagandei din Turcia vizitează Bucureștiul și ajunge la unul dintre restaurantele lui, invitat. Ce avea Melody? Nu ministrul propagandei, scuzați-mă, un guvernator invitat de Ministerul Propagandei din România ajunge la restaurantul lui, cred că la Pescăruș a poposit în acea seară, și își manifestă dorința ca în Istanbul să existe și un restaurant românesc. Da, și se fac demersurile din Dar spuneți de ce? Pentru că societatea turcă, încă tradiționalistă, conservatoare, nu putea satisface nevoia de distracție a occidentalilor de acolo. Din Istanbul, da. Și vorbim de Istanbul, care e totuși o insulă. Sigur, sigur. Și s-a întâlnit cererea cu oferta. Ăla, văzând ce se întâmplă în desfrânatul mic Paris, a zis hai cu rețeta asta de succes și la Istanbul. Se face o licitație care este și ea aranjată astfel încât să câștige românii. Mișu Iorgulescu este desemnat ca investitor, pune mâna pe niște locații spectaculoase în Istanbul. Nu e vorba doar de un restaurant, era și un teatru de vară și un club, erau trei locații într-una. Și inaugurează în foarte scurt timp, cred că în câteva luni, acest complex, restaurantul Taksim, care era cu specific românesc, s-au adus din România de toate, de la mileuri, draperii, covoare, până la veselă. Uh-huh. Și, bineînțeles, muzicanții. Sunt și ei din România, artiști. Restaurantul prinde contur ca un loc opulent în care te simți bine.
nu atât ca un loc în care e un divertisment spectaculos, dar în care te simți bine și în care te întâlnești cu alți occidentali. Păi înțeleg că în scurt timp devenise punctul de atracție frecventat de toată lumea. Este restaurantul în care deja, la foarte scurt timp după deschidere, toate serviciile de informații care contau în Istanbul își trimit reprezentanții. Mulți se cunosc între ei, negociază, discută, alții sunt ademeniți pur și simplu, mai ales cei care făceau delegații și care nu știau exact ce se întâmplă la taxi. Sunt ademeniți și cad sub vraja tinerilor care lucrau la Taksim și sunt corupți pentru că apoi să li se sustragă documente. Români se întâlnesc cu britanici, nemți se întâlnesc cu britanici, se discută, se culeg informații. În acest restaurant, pe fondul ăsta, în acest restaurant ajunge să cânte Maria Tănase, nu doar Maria Tănase, ci o întreagă trupă de artiști care face un turneu la Istanbul, uh-huh, și printre care se află și Maria Tănase, și unde iar are un eșec. Pentru că publicul din Istanbul nu apreciază folclor, nu apreciază cântecul popular și de data aceasta am găsit mărturii ale celor prezenți la aceste spectacole, la Istanbul, și care au povestit exact reacția Mariei Tănase pe de o parte, care nu suporta eșecul și care făcea eforturi supraomenești pentru a-l depăși, și ce soluții găsea, pentru că fiind extrem de inteligentă, știa să găsească soluții. Ori soluția la care a apelat Maria Tănase atunci a fost să plece în Mahalaua din Istanbul, căutându-și un ghid, să găsească lăutari, muzicieni, și să învețe de la aceștia cântecul tradițional pe care să-l interpreteze pe scenă. Adică să reediteze practic debutul ei muzical, pentru că ea așa a pornit, accesând cu sprijinul lui Harry Brown, exact, melodiile culese la Institutul... Etnomuzeograf, exact, muzicolog, de fapt, etnomuzicolog, asta făcea, da, se ducea și... De data asta se duce în Mahala, pur și, da, simplu, întâlnește niște turci care cântă, pe unul dintre turci care a și învățat-o mai multe melodii, inclusiv pronunția cuvintelor, îl aduce pe scenă și încep spectacolele. Iar nu știu dacă găsiți în acest moment mărturia unui actor de atunci, care povestește reacția publicului de la Bis, s-a mai văzut, ba da, zice, asta, Bis s-a mai, exact, din memorie, Bis s-a mai văzut o dată, de două ori, dar de șase ori. Dar lumea a aruncat cu pălării, cu genți, tot ceva, nu le venea să creadă. Nu le venea să creadă că o artistă din România cântă atât de frumos. Și pronunță atât de bine. Și pronunță atât de bine muzica tradițională turcă. Și astfel e chemată de oficialii turci, îi se propune adevărat cetățenia și să rămână în Turcia? Da. Sau e doar o legendă asta? Nu, îi se propune să rămână în Turcia, să colaboreze cu Institutul de Folclor din Turcia, refuză toate propunerile. Îi se propune o viață frumoasă și îndestulătoare în Istanbul. Refuză. Tot în Istanbul se încearcă racolarea ei de către englezi, parcă. Da, este episodul întâlnirii cu The Chesterley. Mm-hmm. La început la restaurant, apoi în locuința lui. Apropo, dacă mi-aduc bine aminte, de Chesterley își închiriase, deși locuia în altă parte a orașului, își închiriase un apartament vis-a-vis de restaurantul Taksim ca să monitorizeze el singur și cât de mult putea activitatea din restaurant. Cine intre, cine iese, cât a stat acolo, lucruri de genul acesta. Iar în momentul în care Maria Tănase ajunge la Taksim, de Chesterley o invită la el în apartament, unde are loc o discuție pe care nu o știm decât din perspectiva Mariei Tănase, pentru că a redat-o într-o anchetă ulterioară în care a povestit exact cât timp a petrecut cu cei doi englezi, de Chesterley și colaboratorul lui, ce au discutat, ce propunere i s-a făcut și faptul că a refuzat-o. Respectiv, să părăsească, adică să nu se mai întoarcă în România, să meargă la Londra și să
continuă să se manifeste ca artistă, să cânte la Radio Londra, nu era atunci BBC, pentru publicul din România, făcând în felul acesta dizidență la regimul Antonescu. Dar referitor la acest restaurant Taxim, o idee cred că n-aș strica și despre cum au încercat serviciile de tot felul de acolo să-i racoleze pe ai noștri. Păi eu cam racolat. Pe toți. În primul rând, Kellner, la tot, în primul rând i-am racolat noi când îi trimiteam. Da, bun, asta odată. Ei au plecat acolo în slujba noastră, teoretic. Da. Dar mulți? Acolo s-au schimbat lucrurile, că au început. Au venit peste ei nemții, au venit peste ei englezii și alții, ungurii, se mișcau da, și ei, da, turcii. Da. Dar cei mai mulți au acceptat să lucreze pentru britanici. La cod, bagă imagine, te rog, citește ce scriu. Cei mai mulți au acceptat să lucreze pentru britanici. Românii au aflat. Și de altfel, acesta este sfârșitul restaurantului, pentru că... Undeva în 42, adică povestea a durat doar un an și ceva. Da, în 42, pentru că românii află de la, mai mult de la nemți și ei prezenți la Istanbul, care informează serviciile partenere din România că la Taksim totul se duce de râpă și se decide chemarea în țara lui Mișu Iorgulescu și renunțarea la acest restaurant, care este preluat de unguri, dacă mi-aduc bine aminte. Da, da, așa consemnat și în carte. Și așa se sfârșește povestea restaurantului Taksim, scurtă, dar absolut spectaculoasă. Și revine în țară și Maria Tănase. Și cam aia a fost ultima ei ieșire. Au mai fost niște tentative după aia prin Iugoslavia, prin... Ea tot spera să plece în Franța. A, mai târziu. Da. Mai târziu. Dar cum a fost, după război. După război. Dar cum a fost viața ei și a apropiaților ei sub regimul Antonescu? Cel mai mare hop pe care a trebuit să-l treacă a fost guvernarea legionară. Uh-huh. Pentru că este interzisă în acea perioadă. De ce? Aflăm din presa vremii că este țigancă, se zice în presa legionară, că a țigănizat folclorul, că este prietenă cu evreii și este, bineînțeles, apropiată de aliați. Cred că acestea erau principalele acuzații, da, aduse Mariei Tănase. Evident, niciuna nu este adevărată. Poate cu excepția ultimei, că era apropiată mediului diplomat aliat. Se ascunde. Există o poveste care înțeleg că este adevărată și pe care am redat-o în carte, și anume că discurile ei sunt distruse la radio. Președintele radioului este un intelectual cu simpatii legionare. Uh-huh. Dar să ia decizia ca discurile ei înregistrate să fie distruse, unul, ci că s-ar fi păstrat, povestește chiar Maria Tănase într-un interviu după război, și aduce aminte cu plăcere de acel funcționar de la radio care cred că a ascuns unul sau... Două exemplare, spuneți. Da, discuri, da, atunci când a văzut că ele sunt distruse. Printre aceste discuri, se pare că este unul care, pe care tare mult mi-aș fi dorit să-l ascult astăzi. O colaborare a Mariei Tănase cu formația lui Steve Bernard. Steve Bernard nu era englez, după cum sună numele, era tot un evreu din Brașov, dacă mi-aduc bine aminte. Un muzician de excepție care își făcuse o formație, ajunsese în București și își făcuse o formație și cânta jazz. Și Maria Tănase înregistrează o emisiune pe disc, cred că se numea Cântece populare în ritm de jazz. Maria Tănase și orchestra lui Steve Bernard. Mi-aș fi dorit enorm să ascult acest disc astăzi. Este de negăsit. Probabil este printre discurile distruse de legionari în, în acea perioadă, în decembrie 40, ianuarie 41, în perioada cât ea a fost fugărită prin oraș și s-a ascuns inițial la o prietenă, apoi zice ea,
N-am putut să confirm această informație la misiunea diplomatică a Iugoslaviei din București. Chiar am rugat o cercetătoare de la Belgrad să se uite în arhivele diplomatice, să vedem dacă au fost telegrame. Pentru că, în mod normal, dacă ar fi fost în misiunea diplomatică, personalul diplomatic ar fi trimis telegrame la Belgrad că se află acolo și a cerut protecție. Nu am găsit niciun document care să confirme acest lucru, este doar mărturia ei. După care, după ce are loc rebeliunea legionară și este înfrântă de autorități, Maria Tănase ușor apare din nou în mediul social și se manifestă și atunci suntem în 41. Da, mai reținem atunci urmează Istanbulul. După. Da, după. Dar mai reținem un episod pe care o să sper că o să-l detaliem într-o discuție viitoare. Nu doar Maria Tănase a avut de suferit, ci toți artiștii absolut vremii au avut de suferit în acea perioadă, în contextul social de atunci. Mai ales dacă erau de etnie evrei. Da, și da, aș vrea să ne oprim asupra episodului Malagamba, măcar așa în trecere, ca să lansăm ca o teză de discuție viitoare. Malagamba nu era evreu, era venit din Chișinău, da, era percuționist și nu mai știu etnia. Italian cu tatăl italian din Cerețin. Da, era un mix. Oricum. Da. Da, un pericol pentru. Dar îi spuneau ai noștri, cei care detractorii, îi spuneau țiganul din Chișinău parcă. Uh-huh. Detractorii lui, da. Da. Se spune că este cel mai mare percuționist pe care l-am avut vreodată. Da, și un pericol chiar mai mare pentru autoritățile vremii decât Maria Tănase, cu toată tot ce de altă natură, pentru că influența foarte mult curentul în rândul tinerilor români de atunci, de la modă, atitudine anti-sistem. Și săracul a căzut cumva, și aici o să vreau dumneavoastră să interveniți, victimă propriei legende, că el tot încerca să demonstreze, domnule, nu fac, nu zic, nu atac, nu am o agendă ascunsă și nimeni nu-l credea. Da, Malagamba, care era un pic excentric, cel puțin în felul în care se îmbrăca, a creat acest curent. Malagambismul, în rândul tinerilor, care... Sigur că preluându-l sau, mă rog, înțelegându-l, l-au dezvoltat în mod exagerat. Adică tinerii influențați de malagambi. Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc. Se îmbrăcau un soi de hipsteri ai vremurilor noastre. Da. Pantalonii un pic mai scurți, șosetele albe, da, hainele colorate, da, gulerul ridicat, rebeli, uh-huh, să le spunem. Și care făceau o notă discordantă, mai ales la începutul anilor 40, absolut discordantă în acea societate. Din punct de vedere politic, nu exista niciun pericol la o primă vedere, pentru că Malagamba era muzician și nu avea niciun element din conduita lui, nu sugera că ar fi de o parte sau alta a baricadei, că ar fi cu aliații, că ar fi cu nemții sau românii. Din potrivă, el era destul de cuminte din acest punct de vedere. Dar la un moment dat, când o să discutăm în amănunt această istorie a malagambismului, o să vedem că, de fapt, totul s-a creat mai degrabă întâmplător, printr-o neșansă în ceea ce privește pe Malagamba, uh-huh, astfel încât autoritățile vremii, respectiv, ajunge până la Antonescu, ajung informații despre malagambism, se consideră că este un pericol. Că, pe de o parte, tineretul este pervertit, pe de altă parte, nu este nimic la întâmplare, pentru că în spatele lui Malagamba și a malagambismului stau, de fapt, serviciile de informații britanice, care urmăresc în mod constant să schimbe, să influențeze opinia tineretului, astfel încât rebel, protestatar, la un moment dat, să se opună regimului politic de la București. Mm-hmm. Este ceva atât de complicat încât numai niște analiști
care stăteau prea multe ore închiși în biroul serviciilor de informații, puteau să dezvolte. Și Malagamba se risca să mai degradă o psihoză și ajunge la lagăr. Da, cred că a stat o lună sau ceva, mm-hmm, ăsta, până a fost eliberat. Îi îngăduie Antonescu să iasă din, și să revină la, da, cu atenționarea să nu mai facă. Ceea ce oricum nu știa ce să nu mai facă. Că el... bun. Și mai departe... Cumva, dacă mă uit la dumneavoastră, sunteți malagambist. Cam, cu bulerul ridicat, barba, cu, dar fără să, așa, părul mai... cu șosetele la vedere nu sunt. Acum pantalonii stau... ridicați și șosetele se văd. Deci, da, vă încadrați, deci, în curând. Nu e bine. Și imediat după, autoritățile, după arestarea lui, Blanco, dacă apucăm să-l și dăm pe Malagamba pe discuția asta, el e, și cu mustăcioara, și imediat după consemnează dumneavoastră că dispăruse cu totul malagambismul de pe străzi. Toată lumea revenise la buna cuvință, da, la, da, ținuta aproape... Decentă, ca zonă chiar, da, cu, da, vestuță și cu pantalonaș. Da. El avea foarte mare succes. Spectacolele lui vindea bilete cu mult timp înainte. Tinerii îl apreciau enorm și voiau să-l asculte. Era foarte... era un virtuos al acestui instrument. O să, primul hipster al României, domnule, o să vorbim despre el. Dacă ar fi avut trotinete, cred că la acea vreme cu trotinete ar fi mers Malagamba. O să mai vorbim despre el. Dar haideți să ne întoarcem la Maria Tănase. Și vine războiul, vin anii de bombardament, moment în care supraviețuiește, se adăpostește, are tot felul de episoade, mai puțin notabile, pentru că concertele se împuținează, prestațiile se împuținează, viața de București devine din ce în ce mai austeră. Nu mai poate face călătorii în străinătate, turnee în străinătate, nu mai are voie. Merge și cântă militarilor români, acolo pe unde poate. Merge pe front, da? Și le cântă? În țară. Ah. Răniților. Da? Da, face spectacole în țară, dar în străinătate nu mai are voie. Da. Cumva viața ei tumultoasă de prin 38-39, chiar și 40, este acum temperată. Încă se poate manifesta ca artistă, dar greutățile sunt mult mai mari. Veniturile sunt mai puține, lucrurile încep să se complice. Se zice că ar fi avut o relație și cu șeful serviciului secret de atunci, dar nu am avut... Șeful serviciului secret românesc. Da. Eugen Cristescu. Da. Dar nu am reușit să găsesc absolut niciun document. Cred că doar în câteva anchete s-a menționat acest lucru. Și probabil că a căutat, dacă e adevărată această relație, a căutat-o și pentru confortul care îi... pe care îi dădea o astfel de relație. Da. Eugen Cristescu căsătorit. Da. Dar Maria Tănase nu pune preț. Nu pune preț. De detalii. Bun. Și mai departe vine pacea. Se termină războiul. Se termină războiul. Are sentimentul că lucrurile vor reveni la normal. Apar la București misiunile militare. Legațiile Angliei. Da, reprezentanții acestora militari. Și, bineînțeles, se reconectează la acest mediu, la acest mediu occidental, care reînvie în capitala României. Și înnoadă o relație... cu un general, cu șeful misiunii militare britanice. Britanice, generalul Greer. Greer, da. Care și el devine pasionat de Maria Tănase. De data aceasta... E chiar ridiculizat în presa vremii, în informațiile vremii, cum, mă rog, informațiile serviciilor, cum se îndrăgostește, nebunește de Maria Tănase, o caută, da, în grădinile, da, prin care cântă, lasă haina de general și se duce în civil și o urmărește peste tot. Da, ca un copil, ca un adolescent îndrăgostit. Dar era o femeie frumoasă, că nu mi-ați zis. Da,
Adică din poze, pozele sunt foarte puține și m-am uitat, traversează foarte multe perioade. Greu să-ți faci o impresie așa. Nu, era o femeie, aș spune, extrem de frumoasă, mai ales că ea era conștientă de... De farmec, de șarm? De farmecul pe care... Cred că era mai degrabă carismatică decât frumoasă, poate? Era un cumul de... Foarte carismatică, i-aș găsa tot timpul cuvintele. Nu o lăsai niciodată fără cuvinte. Autoritară. Era o femeie puternică. Știa să se impună în fața bărbaților. Să obțină ce vrea de la ei. Deci toate argumentele pentru ca un astfel de general, cum era șeful misiunii militare britanice de la București, să se îndrăgostească ca un copil și să o pândească prin oraș sau să se să-și lase haina de militar pentru a nu fi recunoscut atunci când se furișa în apartamentul ei, în condițiile în care Maria Tănase atunci intrase deja într-o relație cu Clary Sachelarie, ultimul ei partener important, de altfel cu care rămâne până la moarte în 1963. Dar relația pe care a dezvoltat-o cu generalul Grigore a fost dăunătoare. Da, a fost și o chestie de oportunism pentru ea. Ne înțelegăm foarte exact, tumultul vremii a zis că e bine să aibă protecția britanică în condițiile în care deja sovieticii veniseră, tancurile rusești, lucrurile se îngrămădeau spre o direcție. Spre o direcție pe care cu toții nu prea o înțelegeam, ca să fiu sincer. Deci ne aflăm în 45-46, da. Să ne reamintim că suntem un regat în continuare. Încă da. Până în decembrie 1947. Puțină lume își imaginează că la scurt timp, într-un an jumate, doi, o să devenim Republică Populară și tancurile sovietice cu adevărat vor închide frontierele astfel încât să fim izolați. Speranțe încă mai sunt în societate. Iar aceste legături nu cred că se urmă. Sigur că avantaje minore se puteau obține și erau interesante, dar nu cred că își făceau planuri atât de elaborate cum ați menționat. Dom'le, o să am nevoie de un sprijin în cazul în care, iată, comuniștii vor pune mâna pe putere în mod definitiv și irevocabil. Această lume a diplomaților occidentali de la București și înainte de război și după război este o lume în care veți vedea oameni interesați de distracție, interesați de viața bună, interesați de a cunoaște mediul artistic din București. Și ei vin în întâmpinarea artiștilor noștri și ei doresc să facă petreceri. Să facă petreceri la care să o invite pe Maria Tănase și cu taraful ei să se simtă bine. De altfel, cred că în carte descriu cel puțin o astfel de petrecere în casa unui diplomat britanic, da. Unde Maria Tănase a cântat și unde ce a primit... O pereche de ciorapi? Da, da. Două perechi. Sau două perechi de ciorapi. Da. Cred că și refuza vreun onor. Un cadou simbol. Și descrieți acolo și tentativa nu a securității, că încă nu a apăruse. Nu, a SSI-ului. A SSI-ului, dar se infiltra și a infiltrat unul care n-avea nicio treabă și l-au identificat, l-au identificat unul cu toții. Dar și pe celălalt? Păi l-au identificat pentru că se dăduse, nu știu, instrumentist, muzician, ceva. Și nu cânta la nimic. Stătea degeaba. Și atunci toată lumea a zis, stați departe de asta, în timp ce altul reușise să se strecoare pe mulțime și care a și făcut rapoarte. După aceea și-a descris cum a avut loc petrecerea, cum s-au destrăbălat. Da. Pentru că s-au distrat într-adevăr și ce a făcut Maria Tănase. Deci toată lumea, cred eu astăzi, consideră că viața ușor revine la normal. Și sunt reluate vechile obiceiuri.
Dinainte de război. E recunoscută, îi se recunoaște statutul de dinainte, e reacceptată de societatea bucureșteană, de țară, da, absolut. Își reia concertele. Da, își reia concertele și este vedeta. Da? Este Maria Tănase, este cea mai... Probabil că mai sunt actrițele și actorii, poate la același nivel cu Maria Tănase, unii dintre ei, dar... Puteți să ne dați câteva nume ale vremii? Ca să... Acum, sincer, nu mai știu exact care era mediul artistic din ceea ce privește Teatrul Național și... Uh-huh. Dar Maria Tănase era percepută ca vedeta absolută a societății. Și ne-am discutat foarte mult despre relația cu Bucureștiul, dar relația cu țara cum era? Avea concerte des? Mergea prin țară? Cum era relația cu publicul, cu sălile? Nu mi-aduc aminte să fi fost prea multe turnee în țară în acea perioadă. Era și mai greu, pentru că totuși bunăstarea era cât de cât în capitală, în centrul orașului, în timp ce țara avea de suferit din acest punct de vedere. Oamenii erau sărmani și tocmai se încheiase războiul. Dar știu că cele mai multe activități artistice le are în București în acea perioadă. Se duce și cântă și la sovietici, care o invită, așa cum s-a dus la britanici și la americani sau la francezi, cântă și la sovietici, cântă peste tot. De menționat, foarte important e că în toată această perioadă este monitorizată. Da, este adică monitorizată e și această relație cu generalul Greer este... E consemnată și îi va dăuna. Îi va dăuna pentru că este considerată periculoasă în ochii autorităților. Adică se presupune că generalul a recrutat-o deja, nu este doar iubită, ci și agenta lui. Și este suspectată din acest moment, dublând această informație cu Istanbulul din 1941 și întâlnirea cu de Chesterlain și propunerea de a pleca la Londra, din acest moment este considerată agenta a britanicilor de către autoritățile române comuniste, sau mă rog. Și e încă tolerată situația pentru că... N-aveau ce să facă. N-aveau ce să facă. Da. Dar odată cu instaurarea regimului comunist... Odată cu 47-48, când de acum înțelege toată lumea că nu se mai poate face nimic, se schimbă lucrurile și în ceea ce o privește pe Maria Tănase. Să se iubi desfințat? Nu este desfințat, este integrat în securitate. Se transformă. Până în 1951, când devine Direcția de Informații Externe, spionajul securității. El funcționează, dar, mă rog, cu atribuții limitate. Cum a evoluat relația pe mai departe cu Maria Tănase? Am deduc că au încercat arestarea ei? Au încercat... S-a gândit arest. Cred că prin 48 a fost propunerea de a fi arestată, care nu... căreia nu i se dă curs. Vine o perioadă incertă. Deja Maria Tănase nu mai are spectacole pentru că apare și moda, cum se numea, folclorului progresist. Adică a folclor... Institutul de Folclor, în 1949, primește misiunea să studieze toate melodiile, toate cântecele populare, și să facă o listă cu cântecele care trebuiau interzise. Ce fel de cântece trebuiau interzise? Nu știu, o doină de jale, dacă versurile nu erau potrivite, dacă mândra își declara dragostea față de fecior, blestemul. Religia, blestemul... acela
care a avut mai multe denumiri, cântat de Maria Tănase, este interzis. Uh-huh. Maria Tănase nu mai ajunge să cânte la radio pentru că refuză să cânte folclor progresist. Pe de o parte sunt interzise multe cântece, se face o listă cu vreo 100 și ceva. Pe de altă parte, compozitorii primesc misiunea să scrie noi cântece populare, cu versuri. Sigur. Da, cu Țăranul pe tractor, cu lucruri de... Prolet cultismul, da? Da. Maria Tănase refuză să cânte astfel de melodii și până prin 50-51, nu mai reține exact, nu prea mai apare. Nici radio nu o mai invită, după care lucrurile se mai îmbunătățesc până la jumătatea anilor 50, când ea însăși face un pas interesant. Aș spune eu oportunist. Se duce spre securitate. Se duce singură spre securitate. De ce oportunist? Pentru că eu cred că ea a avut un obiectiv. Să plece din țară? Da. Să, să-și declare disponibilitatea de a colabora cu securitatea, care o și recrutează. Direcția de contraspionaj, cred că s-a ocupat de acest lucru, încercând să obțină, în schimb, dreptul de a călători în străinătate chipurile pentru a merge în turneu. Dar în Occident. Ea primește acceptul de a călători în turnee, dar în Iugoslavia, Bulgaria, nu mai știu pe unde, însă nu-și îndeplinește obiectivul, nu reușește, securitatea își dă seama de acest lucru, că o va pierde dacă îi dau drumul în Franța, așa cum de fapt ea urmărea. A avut microfoane instalate în casă. A făcut greșeala. De fapt, securitatea a înțeles planul ei în ultima clipă. Pentru că i s-a promis că da, va pleca în Franța să-și facă turneul, dar fatalitate. Cu câteva zile înainte de plecare sau cu câteva săptămâni, se duce împreună cu Clary Sachelarie la un restaurant pe aici prin centru și discută despre viitorul turneu. Discută despre Franța. Întâmplător, la o masă de lângă ei se afla un informator al securității. Nu știm dacă întâmplător, poate îi urmărea. Întâmplător, așa spune el. Uh-huh. Așa mărturisește, că întâmplător. Și care aude toată discuția. El spunându-i ei că de ce să rămână acolo, pentru că în definitiv aici este cariera și acolo nu o cunoaște nimeni și aici câștigă bani și așa. Ea spunându-i că vrea să facă acest pas și că s-a săturat. Și s-a terminat. N-a mai putut. Mm-hmm. Și cum a evoluat relația cu securitatea în ceea ce privește termenii colaborării, notelor informative pe care le-a dat? Înțeleg din ce ați decupat că nu au suferit de pe urma notelor ei, că încerca să-și protejeze colegii, oamenii cu care colabora și așa mai departe. Nu. A fost plăpândă și extrem de înțelegătoare din acest punct de vedere. Ea a jucat acest joc destul de dibaci, știind ce obiectiv are de atins. A încercat să nu facă rău și nu era genul care să facă rău celor din jurul ei. Sigur că nu durea gura să vorbească, de exemplu, despre Maurice Negre, uh-huh, cu ofițerul de securitate, și să îi aducă numeroase reproșuri acelui spion care își petrecuse ceva timp în România, dar era un joc, da, era un rol pe care îl interpreta. Ea mai degrabă are de suferit, pentru că vedem din notele informative ale celorlalți, celor din jurul ei, cât de urât vorbesc despre ea, prieteni, uh-huh, prieteni vechi din perioada interbelică, nu aceste note informative contează.
Ce se întâmplă cu Maria Tănase? Pe de o parte, ea este recrutată de Direcția de Contraspionaj. Contraspionaj. Pe de altă parte, ea este urmărită de o altă direcție care nu avea habar că ea este recrutată. Și din cauza acestei monitorizări, știm noi astăzi ce informatori erau îndemnați să îi pătrună în anturaj și ce rapoarte făceau aceștia. Pe de altă parte, avem și câteva întâlniri dintre ea și ofițerul de securitate, în care ofițerul de securitate își face raportul întâlnirii și povestește exact ce a spus Maria Tănase. Este considerată în continuare o trădătoare, o femeie nesinceră și nici măcar o bună artistă. De altfel, dosarul de urmărire informativ al Mariei Tănase are numele conspirativ Gaița. Ca să vă dați seama cât care era prețuire, și prețuirea, da. Puneau ofițerii de securitate pe această artistă care primise de la Nicolae Iorga denumirea de pasăre măiastră. Exact. Da, și Gaița este... cum a traversat epocile, dacă e să ne referim strict la etichetele care i s-au lipit. Da. Ușor, ușor situația se schimbă la începutul anilor 60, dar deja este prea târziu. Da, asta voiam. Relația cu autoritățile comuniste, cele la vedere, cu regimul proaspăt instalat și... A căutat o intrare permanentă la Gheorghe Gheorghiu. Uh-huh. Am văzut că chiar în ultimile zile de viață a încercat să... a făcut o solicitare de a fi primită în audiență de Gheorghe Iudeș. Da, și povestește șefului de cabinet, dacă mi-aduc bine aminte, că nu a fost primită, pentru că nu... Deci știa că are cancer. Și deja a spus, n-am ce să-i fac, n-am cum să o ajut. Dar o aprecia, deci. Îi asculta muzica, din ce înțeleg. Unii da. Spun că da, alții da. Că... Nu știu dacă era favorita lui, dar da, deci era un mare amator de petreceri cu muzică populară, cu lăutari. Nu era Maria Tănase preferata lui, dar o aprecia. Își pierduse din talent, din voce? Se modifică ușor vocea și chiar dacă ascultăm înregistrările ei pe parcursul anilor, vedem aceste transformări ale vocii pe care eu am numit-o, cel puțin la sfârșitul anilor 30, o maturizare și o înțelegere temeinică, interioară a Mariei Tănase în ceea ce privește melodia, cântecul, dar deja ultimele înregistrări se vede că nu mai are forța pe care o avea. Poate și viciu, care a îngenunchiat-o până la urmă și a pus amprenta, că nu mai avea forță. Ea obsesiv, compulsiv aproape deja. Ea a fumat da. Atât de mult încât practic nu prea stătea fără să fumeze. Uh-huh. Doar noaptea nu fumea, atunci când dormea. Bea și foarte multă cafea. Tot detractorii au spus despre Maria Tănase că era bețivă, ceea ce nu este adevărat. Ea nu consuma alcool. Sunt informatori ai securității care menționează acest lucru în rapoarte, că era alcoolică sau că venea beată la spectacole. Fals. Absolut fals. Nu consuma alcool, dar în schimb avea acest viciu al tutunului. Necontrolat, nu reușea să se abțină și acesta i-a adus și moartea, adică cancerul la plămâni în 1963, care a străfulgerat-o pur și simplu. A murit foarte repede. Se simte obosită undeva prin mai, la un concert din țară. Da, ultimul concert din 63 în mai am găsit în Târgu Jiu, parcă. Și la câteva săptămâni deja moare. Este și un moment interesant pe care nu știam dacă să-l fac public sau nu în carte. L-am descoperit în însemnările unor martori. Tentativa de suicid. Care se află la Arhiva Academiei Române. La un moment dat, în timp ce se afla în spital, a vrut să se sinucide, a vrut să se arunce de pe fereastră și a fost prinsă de o infirmieră. Mi s-a părut că e un amănunt intim și că nu vreau să merg atât de departe cu dezvăluirile, dar până la urmă
am considerat că merită ca publicul să cunoască acest lucru. Uh-huh. Și latura asta. Exact. Pentru că... Întregește, până la urmă, tragismul care a urmărit-o... În condițiile în care moartea ei este, are și nota, latura aceasta spectaculoasă, în felul în care și-a organizat-o singură, prin testamentul pe care și l-a făcut, prin ultimile detalii pe care a vrut să le pună la punct, să fie sigură că așa se rochie, prezentă, coștiug, adică tot se preocupă cum să fie îmbrăcată, da, cum să fie prezentată în coștiug, și prin momentele de delir din ultima sau ultimele două zile de viață pe care le-a avut și în care purta dialog cu tatăl ei, decedat, evident, da. Și căruia îi spunea că vine și ea ca să se regăsească. Și bineînțeles, înmormântarea, care este cunoscută publicului, mai ales prin imagini. Avem niște imagini, da. E ceva ce i-a prins surprindere autoritățile comuniste, nu? Da, pe toată lumea a luat prin surprindere. Nimeni nu s-a aștepta ca atât de multă lume să fie prezentă, să-și dorească să-i prezinte omagiile în acea zi. Deși presa vremii a tratat cu răceală în momentul și cu... Cu anunțuri subținte. Da, aceasta e o fotografie, dar sunt și imagini video, filmate atunci... Se spune că ar fi fost 1 milion de oameni, nu-mi dau seama, nu pot să număr, multe sute de mii au fost, este evident, de persoane care au dorit să fie prezente la această mormântare și nu numai din București, din toate țara. Uh-huh. S-au urcat pe tren sau în autobuze și au venit la Teatrul Constantin Tănase, inițial, unde s-a făcut o lungă, lungă coadă și apoi au condus-o pe ultimul drum. Și după care a început o recuperare a memoriei sale. Da. Regimul, adică ceea ce regimul comunist încerca să discrediteze, să minimalizeze din talent, din importanță, din operă, a încercat după aia recuperarea. Da, inclusiv în plan internațional, inclusiv în Franța, unde primește un premiu postum prestigios, discurile ei sunt publicate și promovate în magazinele de specialitate și Maria Tănase este considerată deja de la, după moartea ei, din 63-64 și până la sfârșitul regimului comunist, ca un artist de seamă al poporului. Al poporului, da. Da? Pentru că venea dintr-o familie sărmană, dar nu... Avea toate datele... Avea datele... Proletare pe care regimul le promova. Absolut. Ce a fost cel mai... Și suntem aproape de final... Ce din miturile pe care le știați s-au dărâmat odată cu acest efort al dumneavoastră? Ce ați descoperit și v-a surprins? Sau ce nu știați despre personaj și ați vrut să se știe neapărat cu această lucrare? Eu nici nu prea am vrut să scriu această carte. Pentru că nu am găsit subiectul atât de interesant pentru o carte de istorie. Mă gândeam, bun, despre Maria Tănase știm, deja s-a scris, știm parcursul ei artistic, ce aș mai putea să scriu eu? Știm despre acele mituri referitoare la colaborarea ei cu serviciile de informații, ori interbelice, ori postbelice, dar pe mine m-a intrigat această relație cu Maurice Negre, relația ei de iubire, despre care nu știam mai nimic. Uh-huh. Și atunci când am început să caut informații și ele veneau în abundență, descoperindu-l pe Maurice Negre și rolul important pe care l-a avut în România în acea perioadă, pentru că povestesc în carte, nu mai avem timp acum, felul în care a fost eliberat, au avut loc negocieri și s-au făcut mari presiuni pentru ca autoritățile române să-l scoată din închisoare. Era un om condamnat la 10 ani de închisoare. Dovedit spion și încălcând legea, adică n-a fost un abuz al autorităților, nu, române. Este eliberat. Ori, asta spunea ceva.
Da, și atunci m-am gândit, zic, oh, e atât de ofertantă relația asta dintre Maurice Negre și Maria Tănase, că de aceea și încep cu ea, încât merită să o dezvolt. Și ușor, ușor am descoperit personalitatea ei complexă și nenumărate detalii care se contraziceau cu cele publicate deja. Din viața ei artistică, din biografia ei, din ceea ce privește relațiile amoroase pe care le-a avut și tot așa. Și atunci am zis, bine, unul dintre obiectivele mele este să încerc să o recuperez pe Maria Tănase așa cum a fost, așa cum cred eu că a fost. Și până la urmă v-ați răspuns la întrebarea asta, a fost agenta vreunui serviciu secret sau doar o simplă colaboratoare a securității din România și atât? Nu cred că a privit această activitate cu seriozitate. Nu? Nu. Nu. Nu cred că... Când te uiți în unele dosare ale agenților secreți, vezi cât de pătimași erau, cât de mult se dedicau cauzei, cât de bune rezultate aveau și cum erau apreciați de către serviciul care i-a recrutat. Nu este cazul la Maria Tănase. Deci ea a fost interesată doar de muzică? Singurul lucru care a contat în viața ei, nu, cel mai important lucru care a contat în viața ei a fost folclorul, a fost cântecul popular și a fost interesată și de viața frumoasă și complicată. Nu, în sensul că nu, era această eternă pendulare între servicii și muzică. Muzica a fost pe primul loc, adică nu fără putința de tăgadă. Absolut. Ce ar mai fi de întrebat sau de răspuns la finalul acestei discuții, domnule Olaru? Poate într-o zi avem norocul să mai descoperim discuri necunoscute ale Mariei Tănase, inclusiv acela intitulat Cântece populare în ritm de jazz. Aia chiar e un experiment interesant. Și avusese o ofertă din Statele Unite, dacă ar fi rămas până la final, cânte jazz. Da. Poate că a ratat o carieră acolo, sau poate că a ratat un moment în care ar fi putut să pășească pe scena internațională. Absolut. Și să scape de ororile războiului și apoi ale regimului comunist și să se manifeste ca artistă pe continentul american. Avea datele unui artist internațional, așa cum astăzi percepem noi un superstar? Da. Nu știu, având în vedere episodul de la New York, poate că cine știe, dacă ar fi rămas, da, acum e istorie contrafactuală, dacă ar fi rămas în Statele Unite și ar fi căutat o altă linie artistică pe care să se dezvolte, jazzul de exemplu, sau bluesul, da? Sunt convins că ar fi făcut-o cu succes, pentru că putea, era extrem de talentată, era foarte intuitivă, avea o dicție perfectă, avea o ureche muzicală, era atentă la accente pe care le pronunța exact așa cum se pronunțau în regiunile respective. Deci avea toate aturile. Dacă stau să mă gândesc și la faptul că la începutul anilor 30, ea de fapt a cântat, a cochetat ba cu o romanță, ba cu un pic de blues, ce oferte reușea să primească ca să înregistreze, probabil că s-ar fi, dacă ar fi rămas în Statele Unite, probabil că s-ar fi reorientat, dacă ar fi văzut că nu are succes cântecul popular românesc acolo. Dar asta rămâne ideea de final, că avea datele unui superstar. Este, din punctul meu de vedere, este artistul desăvârșit. Vă mulțumesc pentru acest dialog și pentru această poveste absolut minunată și credeți-mă că nu n-am parcurs nici măcar, nu știu, 15-20% din conținutul acestei cărți. Așa că vă recomand să o cumpărați, să o împrumutați, să o dați mai departe. Merită. Repet, nu e doar o poveste de viață, este povestea unei țări, a noastră, într-un moment al existenței ei. Mulțumesc așadar. Mulțumesc. Și ne despărțim cu promisiunea că
O să reluăm dialogul și o să aducem în fața celor care ne ascultă și ne privesc tot felul de personaje interesante, pe măsură în care veți avea timp și reușim să ne coordonăm cumva. Vă mulțumesc pe data viitoare!